în următoarele 18 luni, pe fondul alegerilor, pe fondul curentelor populiste care prind tot mai mult contur, e foarte probabil să fim loviți ca industrie din ce în ce mai tare sau cel puțin să nu se acorde atenție unor lucruri importante care țin de continuarea investițiilor sau cu impact pe continuarea investițiilor, ceea ce va duce la fracturarea componentei de siguranță energetică, de securitate națională și așa mai departe. Nu am niciun dubiu că fiind o perioadă electorală și se știe tema favorită a anumitor politicieni este să margeze pe subiectul resurselor petroliere ale României, abundente, fenomenale, care ar trebui să aparțină poporului. Da? Rămâne să definim ce înseamnă popor în accepțiunea politicianistă. Este evident că se va specula mult pe această temă, ceea ce va duce la o tensionare a dialogului, ceea ce va duce la, dacă nu chiar blocarea dialogului dintre guvern și sectorul industrial de petrol și gaze. Deci nu puteți ne aștepta la ceva bun. Părerea mea este că folosirea industriei energetice ca o temă de campanie electorală nu poate fi decât dăunătoare. Sunt anumite subiecte care nu ar trebui abordate fără discernământ într-o campanie electorală, da? Aici vorbim despre securitatea militară a țării, vorbim despre securitatea energetică, da? Acestea nu trebuie să devină terenul de joacă pentru obținerea de voturi. Interesul major pe care îl avem este ca această industrie petrolieră din România să funcționeze, să producă venituri atât pentru ea și angajații săi, cât și pentru stat, prin prelevarea de taxe și impozite și, de ce nu, având în vedere marile frustrări politice curente, observăm că se tot spune că nu avem un cuvânt de spus la nivel european, suntem tratați fără respect. Respectul ți-l dobândești tocmai devenind, de exemplu, un actor energetic regional, ceea ce, din păcate, nici astăzi nu suntem. Ori, prin dezvoltarea potențialului de la Marea Neagră, prin dezvoltarea unei infrastructuri energetice, unde guvernul poate are la îndemână acele instrumente să stimuleze dezvoltarea acestor sectoare, atunci da, poți să devii un jucător regional și da, în mod automat vei dobândi și mai mult respect în exterior.